Bun găsit! Meteorologii ne dau vești bune. Începând cu ziua de azi, temperaturile vor fi în creștere prin majoritatea regiunilor, dar haideți să urmărim detaliile. Așadar, astăzi vremea va fi frumoasă și se va încălzi în cea mai mare parte a țării. Atmosfera va fi plăcută, iar norii apar întreagăt prin nord, vest și centru, însă nu vor fi șanse de ploaie. Vântul va adia ușor, iar temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 23 de grade. În capitală vom avea o zi de toamnă plăcută și însorită, cu foarte puțin nor pe cer, vântul abia se va simți, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 21 de grade se vor înregistra la Timișoara, 18 grade la Iași, 20 de grade la Craiova, 17 grade la Brașov. Și la munte găsim vreme caldă, avem soare și timp frumos prin majoritatea masivelor. Vântul va avea unele intensificări pe creste, iar temperaturile mai cresc puțin față de ziua de ieri și se vor înregistra 11 grade la Sinaia, 13 grade la Predeal, 15 grade la Poiana Brașov. Acum vă invit să urmărim cum arată vremea și în restul Europei. Așa cum spuneam și ieri, aerul cald dinspre nord-vestul Africii, ce a cuprins peninsula iberică, își va face simțită prezența și în țările vestice, pe unde temperaturile vor fi mult mai ridicate decât în mod obișnuit. Așadar, se vor înregistra 32 de grade la Lisabona, 25 de grade la Paris, 23 de grade la Bruxelles. Pe când în nord și nord-vestul Europei va fi considerabil mai frig, aici vorbim de o masă de aer polar, iar ploile se vor transforma în lapoviță și ninsori. Temperaturile vor fi destul de modeste, cu maxime de 11 grade la Helsinki, 12 grade la Oslo. În restul continentului, în sud și sud-est, vremea va fi în general frumoasă și mai caldă, cu averse slabe și pe suprafețe relativ mici, cu maxime de 24 de grade la Budapesta, 29 de grade la Roma, 25 de grade la Atena. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. Ziua de joi vine cu vești din ce în ce mai bune, de această dată soarele va fi generos și se va face mai cald în majoritatea regiunilor. În schimb, dimineața se va forma ceață, iar vântul se va intensifica la altitudini mari cât și în est. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info!